general, când pronunțăm cuvântul reformă, ne referim la diverse aspecte concrete. Reformă în alimentație, reformă în îmbrăcăminte, reformă în maniere, în orice alt domeniu. Cu toate că reforma pe care o cere Scriptura și Duhul lui Dumnezeu de la noi și reforma care este izvorul tuturor reformelor din viața noastră este una singură. Dumnezeu nu ne cheamă să săvârșim în viața noastră reforme, ci o singură reformă esențială, și anume reforma minții. Se vorbește mult despre celelalte reforme, dar se vorbește degeaba. Până nu are loc reforma minții, degeaba se atentează la a îndeplini diverse reforme. Chiar am auzit aseară expresia aceasta frumoasă în gura unui prieten, reforma minții. Epistola către evrei spune să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea, prin reforma minții voastre. Lucrul asupra căruia suntem noi creștinii chemați să trăim această reformă a minții cel dintâi este relația noastră cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ce tot vă supuneți voi la porunci? Nu lua, nu gusta, nu face cu tare și cu tare lucru. Nu observați că acestea n-au fost de niciun folos în viața nimănui? Atunci, Doamne, cărei legi trebuie să mă supun? Nu, niciunei legi trebuie să te supui legiuitorului. Trebuie să te supui celui care este în spatele legii și despre care vorbește legea lui Dumnezeu. Când te vei supune legiuitorului, atunci trăirea legii va fi o simfonie frumoasă, va fi o bucurie, o plăcere pentru suflet. Cum spune David, mi se satură sufletul cu cuvintele tale când iubești pe legiuitor. Dacă rămâi doar la nivelul legii, dar pierzi din vedere pe legiuitor, devii un om nelegiuit sau legalist, devii un om mort, rece, așa cum citeam într-o expresie, greu de suferit, cu toate că ești așa de scrupulos în respectarea legii, doar ce indiferent ești față de legiuitor. Aceasta însemnează, în primul rând, reforma minții noastre. Voi lua inima de piatră din trupul lor, scris pe piatră la început, și voi pune în inima lor o inimă de carne. Noi vom veni la omul acela, vom locui cu omul acela. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta însemnează înnoirea minții noastre cu adevărat. Aceasta însemnează reforma minții noastre. Chiar citeam ieri că un om nu este în bună condiție de a gândi, de a lua decizii, decât după ce a fost făcut fericit, sănătos și prosper. Atunci, în aceste condiții, poate să gândească bine. Așa a spus Marx, de altfel. A spus că gândirea trece prin stomac și trebuie întâi și întâi hrănit bine. Așa au spus filozofii secolului trecut și secolului XIX. Ei au spus că dacă omul va fi bine hrănit, condiționat, îi se va da acces la informație, la știință, va fi o ființă transformată. Și așa se face că au produs primul și al doilea război mondial. Au produs bomba atomică și tot ce s-a întâmplat și continuă să se întâmple în istoria noastră. Cu toate că s-a văzut cu ochiul liber eșecul lamentabil al tuturor acestor lucruri, omul continuă să întârzie și scrie el aici că dacă un om e făcut fericit, sănătos și prosper, atunci o să gândească bine. Dar atenție, continuă mai departe autorul, fericirea, sănătatea și prosperitatea sunt rezultatul unei armonioase ajustări a lăuntrului nostru cu exteriorul nostru, a omului cu împrejurarea lui, aducerea în armonie. S-a întâmplat așa ceva? Nu au fost aduși în armonie oamenii cu necesitățile, nu le-au fost împlinite necesitățile, nu le-au fost dat acces, nu le-au fost date averi, puteri, faimă și tot ce a putut să își imagineze o ființă că ar face-o fericită și degeaba au sfârșit în ștreang unii sau s-au împușcat sau s-au otrăvit sau în fel și fel de nelegiuiri sau s-au umplut cu sângele aproape lui lor. Nu, acestea niciodată nu vor așeza un om într-o poziție dreaptă și demnă de a gândi, ci un singur lucru va aduce pe om în această situație. Un om
este pregătit să gândească și să acționeze frumos și iubitor doar când este în armonie cu Dumnezeu. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, dar împreună cu Hristos, spune Biblia, pot totul. Așadar, aceasta este condiția pe care o cere Dumnezeu ca ființa și viața noastră să funcționeze nu numai la capacitatea și parametrii pentru care a fost creată ea, ci să și împlinească destinul ei dumnezeiesc pe lume, care este nimic altceva decât reflectarea chipului Domnului nostru Iisus Hristos. În cuvintele pastorului Wilhelm Busch, Hristos, destinul nostru.